cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. După ce în ultimele zile v-am plictisit, v-am enervat, pe unii am bucurat cu perorații personale pe diferite teme, din privitoare la ce se întâmplă în județul Neamț sau în Piatra Neamț. Astăzi m-am gândit că ar fi bine să depășim un pic nivelul ăsta și să ducem discuția pe un alt palier, anume acela al posibilităților reale de dezvoltare ale zonei, pornind de la cifre, date, programe, perspective. Am considerat că e necesară această discuție dintr-un motiv foarte simplu. Vedeți ce se întâmplă la nivel central. Se vorbește despre reformă. Nici nu știu câte reforme am trăit din 90 până acum, ca să nu mai vorbesc și înainte. Și toate reformele alea au sfârșit în marea lor majoritate la reformă. Au fost date la reformă. Acum se vorbește despre o nouă viziune fiscală care ar însemna, potrivit guvernanților, mai mulți bani la buget, dar cu un preț plătit de întreprinderile mici, mijlocii, în special, pentru că, din nou, crește salariul minim pe economie, așa, în mijlocul anului, cresc anumite taxe și impozite. Despre ceea ce vreau să vorbim astăzi, cel mai potrivit personaj pentru a duce această discuție este omul care are o viziune nu numai asupra județului, ci și a regiunii, prin ceea ce înseamnă posibilitatea de dezvoltare. Este șeful Agenției Dezvoltare Nord-Est, domnul Vasile Ansandi, directorul general, ca să fiu corect. Bună dimineața, bine ați venit la emisiune. Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc. Păi, haideți să începem abrupt. Înainte de emisiune, că n-am avut timp să discutăm foarte mult, mi-ați spus despre o cifră care pe mine m-a lăsat așa, puțin, m-a dat pe spate. Că la nivelul regiunii avem cât investiție? Investițiile directe din regiunea de Nord-Est, eu am spus în mai multe rânduri că sunt sub 3% din totalul din România, iar recent am avut surpriza să constat într-un raport al Băncii Naționale că sunt cu mult mai puțin de atât. Cred că suntem în jur de 1% din tot ce înseamnă investiții directe. Să ne înțelegem, investițiile directe sunt acele investiții care construiesc fabrici. Deci vine cineva și spune, vreau să fac... Da, o unitate de producție, să spunem, da, în regiunea de Nord-Est. Deci este foarte puțin raportat la nivel național. Ca să nu mai spun că este foarte puțin dacă ne raportăm la nivelul european. Bine, nu mai discutăm. Da, trebuie să spunem așa, regiunea de Nord-Est este una dintre cele mai mari regiuni. Este cea mai mare regiune din România și ca suprafață și ca populație. Avem 36.500 de kilometri pătrați și 3,2 milioane de locuitori. Deci suntem cea mai mare regiune din țară. Bun. Cu aceste cifre în față, cred că cu această cifră în față putem porni discuția. Unde mai suntem atât de codași? Există o mulțime de statistici făcute atât la nivel național, cât și european, cât privește regiunea și România. Vedeți, deseori apărăm în diverse statistici, de exemplu, la indicile privind digitalizarea, România este pe ultimul loc. Însă aș spune că există și oarece vești bune, într-un mod aproape surprinzător pentru unii, am ajuns să fim o regiune mai inovativă. Într-o statistică prezentată de către Uniunea Europeană, regiunea noastră este după București-Ilfov la indicile de creativitate datorat firmelor private. Asta înseamnă că există acolo un germene care probabil că în timp va da și rezultate. De altfel, dacă ne raportăm la acea cifră de investiții directe, ea are niște cauze. O cauză este evident infrastructura, autostrăzile despre care tot vorbim de 30 de ani și pe care încă le așteptăm.
sunt niște muguri așa. Da, însă la un moment dat, și cred că inclusiv aici la dumneavoastră am mai discutat, noi ne-am pus problema, bun, va mai dura până când această infrastructură ne va scoate din izolare. Ce facem până atunci? Și am încercat să stimulăm cât am putut de mult, să spunem, zona care ar putea aduce plus valoare fără neapărat să aibă nevoie de investiții masive. Adică ceea ce s-ar însemna, ce ar însemna creativitate, întreprinderi inovative, valorificarea, cum spunem noi deseori, a minții umane mai degrabă. Și începe să dea rezultate acest efort. Bun, dar oricât ai fi de inovativ, deci inovezi, faci, vii cu un proiect wow, da. Dacă nu ai în jurul tău o infrastructură și o comunitate orientată spre dezvoltare, și avem doar o comunitate orientată spre, și aici nu vorbesc de oameni, vorbesc de cei care ne conduc, spre scandaluri, lupte politice și mai puțin spre hai să vedem ce facem ca să ne fie mai bine la toți, ca să traduc lucrul ăsta, degeaba ai o floare aici, o floare acolo, o floare acolo. Astea sunt necesare. Sunt necesare, sunt puncte de plecare. Dar, nu știu, faci ceva inovativ la Botoșani și îți pui problema, ok, am făcut și acum ce fac mai departe? Da, ați atins al doilea motiv pentru care nivelul nostru de dezvoltare este scăzut. Deci am zis o dată infrastructura. Al doilea motiv este mentalitatea. Hai să spunem, felul în care înțelegem și acționăm noi ca regiune, comunități, și trebuie să spun că există diferențe în regiunea noastră, de la un oraș la altul, de la un județ la altul. Am constatat în ultimii ani că sunt comunități mici care au devenit mai agile și au pus problema că trebuie să facă ceva și pornind de la comunitate, de la câțiva oameni, au încercat să schimbe paradigma. Deci, al doilea element este într-adevăr mentalitatea, felul în care gândim, felul în care ne implicăm, felul în care ne raportăm unii la alții, și asta este un lucru destul de greu de schimbat, durează și nu depinde numai de noi. Însă, eu, ca de obicei, încerc să păstrez o notă de încredere, de speranță, de pentru optimism. Că fără asta nu avem nicio șansă. Mai e un aspect important pe care noi ca țară nu-l înțelegem. Este foarte clar că lumea asta este bazată pe interese. Toată lumea are interese. Însă nu putem fi în poziția în care tot așteptăm ca cineva să ne ajute și pe noi să ajungem să ne valorificăm interesele sau să ne dezvoltăm. În măsura în care înțelegem că trebuie să fii puternic în competiția cu ceilalți, că trebuie să fii puternic la masa negocierilor, că trebuie să știi să-ți valorifici oportunitățile pe care le ai. Și iată, o oportunitate este dată de banii aceștia europeni, o altă oportunitate este dată de șansa de a învăța, de a lucra cu parteneri din lumea civilizată. Ei, până când nu vom înțelege că nu va veni nimeni să facă lucrurile în locul nostru, eventual, cum spuneați la început, pot fi și cauze extrinseci muncii noastre efective care nu ne ajută neapărat. Deci până când nu facem noi un efort susținut, atât autoritățile locale, mediul de afaceri, mediul academic, toată lumea, încă nu s-a creat, din păcate, acea comunitate regională care să știe, să-și apere și să-și dezvolte interesul. Asta este marea problemă. Aici este cea mai mare problemă din punctul meu de vedere. Pentru că ne uităm, facem o vizită, trecem prin toată Moldova. Eu vă spun chestia aia că hai că la Vaslui e prost, deja nu mai prea ține. Păi da, e foarte adevărat. Sunt comunități din județul Vaslui care s-au dezvoltat și care rivalizează cu comunități despre care noi vorbeam ca fiind foarte bune de prin Ardeal, de pe lângă Cluj. Sigur că da, sigur că da. Chiar și municipiul Vaslui. Pentru că e un exemplu pe care l-am dat de mai multe ori, se vorbește, la Vaslui lucrurile sunt într-un fel. În ultimii 10-15 ani, municipiul Vaslui a fost un municipiu foarte activ. Și a valorificat posibilitățile de finanțare, a făcut proiecte de valoare. Îmi povestea domnul primar de acolo la un moment dat, zice, am făcut un
un fel de test, un fel de concurs. Am dat publicității pe un canal niște imagini din Vaslui, fără să spun că sunt din Vaslui, și am zis că cine ghicește de unde sunt imaginile, dau un premiu. Nimeni n-a spus că sunt din Vaslui. Deci s-a schimbat destul de mult fața Vaslui și este un exemplu. Sunt de asemenea comunități mici, orașe mici din regiune, care, având perspectiva de a avea acces la niște finanțări, au profitat la maxim. Au profitat și au adus oameni, au încercat să-și găsească, nu știu, oameni din comunitate care lucrau prin străinătate, care știu, să-i aducă înapoi. Și este vorba de orașe mici, Bișeul de Sus, Darabani, știu eu, Hârlău, alte orașe de Buhuș, care este aproape de noi, care de asemenea a făcut pași foarte importanți în ultima vreme. Deci, sigur, trebuie să fim realiști, să recunoaștem ce nu funcționează, să vedem care sunt punctele în care trebuie să acționăm, dar trebuie să păstrăm și energia asta creatoare care ne face să progresăm. Și, ca de obicei, omul sfințește locul. Asta este. Deci eu asta am spus de la început și nu vreau să fac acum comparații defavorabile județului Neamț, acum aș vrea să mergem un pic pe cealaltă latură. Am văzut care sunt veștile de la guvern, cei mai mulți dintre oamenii de afaceri sunt speriați pentru că iarăși se schimbă regulile în timpul jocului și mulți dintre ei privesc ca pe o salvare posibilitatea de a accesa un proiect. Și aș vrea să discutăm despre zona aceasta mai mult. Vorbim și despre instituții publice, dar mai mult spre zona aceasta a mediului de afaceri. În momentul acesta, ADR Nord-Est, cu ce vine spre mediul de afaceri? Cred că ultima dată când am discutat noi în cadrul unei emisiuni, vorbeam despre posibilitatea ca ADR Nord-Est să fie autoritate exact, de management. Exact, era chiar înainte de a deveni autoritate de management. Exact. Între timp a devenit ADR Nord-Est autoritate de management. Avem un program regional care are o valoare de 1,75 miliarde de euro, care va putea fi valorificat în următorii ani. O mare parte din acest program se adresează mediului privat. E programul regional 2021-2027, care, sigur, perioada de programare a început în 2021. Programul efectiv, lansarea apelurilor de proiecte, a început în acest an. Se va derula până în 2029, că există acea regulă N plus. Se poate 2, prime, da. Mă rog, 2, 3. Deci, și o mare parte din banii aceștia sunt destinați direct mediului privat. Circa 400 de milioane, peste 400 de milioane de euro vor merge direct către mediul privat. Ca să nu mai spun că și cei care sunt destinați mediului public până la urmă ajung tot în mediul privat. De exemplu, dacă vorbim de eficiență energetică în clădiri publice, acolo vor lucra niște firme private. Finanțarea o primește primăria, Consiliul Bine, toate finanțările până la urmă ajung. Da. Deci e vorba de o infuzie de capital importantă. Programul actual, 2021-2027, este dublu ca valoare față de programul anterior. Deci o sumă mare de bani pe care va trebui să o investim cu cap, să o transformăm în proiecte cu impact. Iar mediul privat este cel mai dinamic din punctul ăsta de vedere și cel mai activ. O firmă privată, în general, se uită cu atenție la resursele lui sau cele pe care le poate atrage și eu am o bună speranță că vom schimba într-o măsură fața regiunii prin acești bani. Primul apel din acest program tocmai a fost lansat, este un apel dedicat firmelor private pentru digitalizare și o să discutăm un pic poate despre acest apel. Vor urma și altele și o să explic dacă o să vreți cam în ce vor consta aceste apeluri. Păi haideți să vorbim cu digitalizarea. Tocmai noi am dat o știre că vine o caravană undeva prin 11-12, nu mai țin minte exact, și în Neamț. Ea trece prin toate județele. Despre ce este vorba? Este un apel dedicat tuturor IMM-urilor, adică înseamnă micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, toate cele care au până la 249 de salariați și o cifră de afaceri sub 50 milioane de euro. Micro-întreprinderi trebuie să fie din mediul urban, iar întreprinderile mici și mijlocii pot fi atât din mediul urban cât și din mediul rural. Această diferențiere este datorată faptului că există programe complementare și asta este eligibilitatea. Mai departe, va fi o sumă
pe care o pot accesa firmele private, între 15.000 și 100.000 de euro, cu care își vor putea digitaliza diverse aspecte ale activităților. Haideți să vorbim un pic despre digitalizarea asta. Ce înseamnă digitalizare în viziunea proiectului, acestui program? Pentru că multă lume înseamnă consideră că ți-ai luat două laptopuri și nu știu ce și ai făcut digitalizare. Deci, da, ce înseamnă? Este foarte real ce spuneți și tocmai din acest motiv apelul nostru are niște caracteristici. Este un apel pilot, este unic în țară și cred că și într-o bună parte din Europa. Tocmai datorită faptului că multă lume nu înțelege exact ce înseamnă digitalizare. Iar digitalizarea este un proces care poate însemna mai multe activități. Există un indice, DESI se cheamă, un indice care arată gradul de digitalizare. Și dacă dăm câteva exemple, pornind de la producție întâi, sunt firme care își digitalizează producția, adică au softuri care urmăresc banda de montaj, care camere de luat vederi, care urmăresc dacă fiecare piesă este bine făcută sau nu, care transmit într-un sistem centralizat, care la rândul lor pot corela asta informații. Asta duce la optimizarea producției, sigur, a materiilor, folosirii materiilor prime. Bine, scade niște costuri. Sigur că da. Mai puțin investiția inițială, care probabil, da, acum prin proiect. Sigur, se poate face din bani publici. Da. Imaginați-vă că un asemenea soft poate sesiza defecte la un produs de ordinul micronilor pe care ochiul uman nu le poate sesiza. Deci doar un exemplu. Apoi, dacă mergem mai departe, promovarea în piață. În lumea de astăzi, foarte mare parte din promovare se face în mediul digital, pe website, prin diverse modalități de acest gen. Ori cine nu înțelege că promovarea este un element de bază în activitatea productivă, s-ar putea ca, chiar dacă astăzi are un portofoliu de clienți, să spunem, tradițional, dar s-ar putea ca într-un timp relativ scurt, datorită faptului că lipsește din mediul digital, să dispară și din piață, pentru că, pe de o parte, vine competiția din întreaga lume, după cum vedeți, suntem într-o piață globală. Pe de altă parte, șansa lui de a se adresa și altor clienți decât cei din proximitate este nulă dacă nu ne ducem în mediul digital. Vă dau un exemplu. Ieri căutam un produs. Și unde te duci în România să cauți un produs electronic așa? Te duci pe două site-uri, trei mai mari. Și a zis, bă, ia hai să vedem ce găsim și altceva. Și vreau să vă spun că am găsit tot în România, dar nu firmele astea mari, același produs cu niște accesorii în plus, cu 6 milioane mai ieftin față de produsul dat de cele 4 firme mari românești de produse electronice. Dar gândiți-vă că n-aveați acces la și acea informație. Vreau să merg mai departe. Am găsit peste Dunăre, undeva la Bulgari, și mai ieftin. Bine, acolo este reticența că nu știi ce produs îți vine sau încă avem această reticență că nu știm. Dar e adevărat, dacă poți să ai posibilitatea să cauți și mă pun și în pielea celor care firma din Târgoviște era de unde am găsit. Dacă ei n-ar fi avut produsul prezentat online, de unde știați dumneavoastră? De unde luam eu de la Piatra Neamț produsul lor? Deci, producție, desfacere poate fi digitalizată. Apoi sunt serviciile conexe, cum ar fi contabilitatea, care presupune mulți în general de aici. E adevărat, dar și acolo lucrurile evoluează. Trebuie corelate informațiile. Plus, dacă vorbeam mai devreme de mentalitate, o firmă, ca să se dezvolte, trebuie să aibă grijă de oameni, trebuie să încerce să vadă, să se orienteze cum anume își motivează oamenii, cum îi instruiește, cum îi formează, cum îi dă acces la diverse modalități de dezvoltare. Și astea pot fi făcute în mod digital mult mai bine. Deci iată câteva exemple care ar trebui să convingă toate firmele să facă acest demers de digitalizare. Dar spuneam că proiectul nostru sau apelul nostru are niște particularități. Nu am lansat pur și simplu un apel de proiecte spunând veniți și luați între 15 și 100 de mii de euro și vedeți, faceți-vă voi asta un proces de digitalizare. Da. Mai întâi, am lucrat foarte îndeaproape cu Banca Mondială pe un proiect pilot în care, sigur, acolo este o nevoie de cercetare, vor să vadă Comisia Europeană și Banca Mondială care este impactul acestor finanțări. Și s-a creat o platformă
în care toți cei interesați, se cheamă Ne Digitalizăm, toți cei interesați trebuie să intre acolo și își pun niște date, obțin niște informații, practic îi ghidează puțin către ce ar însemna procesul de digitalizare. Acesta este un prim pas important. Îi ajută platforma respectivă să-și vadă dacă sunt eligibili, dacă îndeplinesc condițiile pentru a accesa programul. Apoi, un document foarte important este studiul de fezabilitate digitală, care în pachetul nostru, în ghidul solicitantului și documentele anexate, este de asemenea pus, care trebuie făcut de specialiști pentru ca să nu cumva să folosim niște bani într-un mod inadecvat. Adică, exact cum spuneați, s-ar putea ca unii să consideră dacă cumpără două laptopuri sau un soft la contabilitate, că tot am vorbit, asta înseamnă digitalizare. Și atunci beneficiarii, potențialii beneficiari, sunt sprijiniți în a-și face o analiză. De fapt, ăsta este lucrul cel mai important. Fiecare să-și facă o analiză a nivelului de digitalizare pe care îl au, a nevoilor pe care le au și din această analiză rezultă, practic, un proiect. De acolo se vede unde stă bine, unde nu stă bine, ce ar trebui să facă și dacă ați urmărit sau dacă urmăritorii noștri s-au uitat pe ghid, acolo sunt practic eligibile cam toate posibile cheltuieli în materie de digitalizare, inclusiv de la consultanța asta de specialitate, softuri, publicitate online. Păi dacă nu ai de unde să știi lucrurile astea, și atunci ai nevoie poate de o consultanță specialitate. Și eu i-aș invita pe ascultătorii, privitorii noștri, pe de o parte să intre pe platforma Ne Digitalizăm, pe de altă parte să... Să încerc și eu să intru pe ea. Bogdan, te rog să intri pe SwitcherCast și să dai, dacă poți, imaginea. Așa, și în ghid, în ghidul dat publicității de noi, vor vedea toate detaliile. Citind ghidul și documentele, sigur că da, citind ghidul și documentele atașate, toată lumea își face o proprie analiză. Deci te ghidează într-un proces de evaluare a firmei tale și am avut surpriza să constat în timp că unii dintre cei care conduc firme, patroni, directori, după o discuție cu noi sau cu colegii mei, au zis, dom'le, dar într-adevăr nu mi-am pus problemele astea, citind toate documentele astea și ascultându-vă, îmi dau seama că am o mulțime de lucruri de făcut, că eu sunt captivul activității de zi cu zi, trebuie să plătesc facturi, să am grijă de comenzi, dar s-ar putea să mă trezesc într-o zi, dintr-o dată că nu mai am ce face. Și e bine să aruncăm un pic un buzdugan înainte, pentru că, vedeți, lucrurile se schimbă aproape în fiecare zi. Da, avantajele completării chestionarului, mă uitam acum în timp ce spuneați noastră, deci veți putea evalua maturitatea digitală a companiei, veți afla despre beneficiile generale a introducerii unor soluții digitale, informații despre situația altor IMM-uri și veți înțelege care sunt condițiile eligibile pe care ar trebui să le îndepliniți înainte de a începe o investiție în digitalizare. Vreau să mai fac o precizare. Vă spuneam de acest mod, de acest proiect pilot pe care îl facem, mai aduce, să spunem, un avantaj. Toată lumea care completează datele pe platforma Ne Digitalizăm intră într-o bază de date și de acolo, în mod automat, primești un răspuns dacă ești eligibil sau nu pe program. Dacă ești eligibil, rămâi în acea bază de date și pentru că este, v-am spus și un studiu de cercetare pe acest apel de proiecte, se va face o selectare, să spunem că noi țintim 800 de firme să intre pe platformă. Din cele 800 de firme, pe baza unei metodologii stabilite de Banca Mondială, se va face o extragere aleatorie a jumătate din ele, care vor fi invitate după aceea direct la finanțare. Cu alte cuvinte... Adică invitat, ce înseamnă direct invitat? Că ai banii asigurați. Doar ai banii asigurați, trebuie să-ți faci doar proiectul. Să-ți faci treaba, exact. E foarte important și e diferit de modul clasic. Sigur că dacă o să vă uitați în ghid, acolo scrie apel necompetitiv și poate că cineva se întreabă cum adică apel necompetitiv. Păi da, este o modalitate cu totul nouă și inovativă la nivel european, prin care firmele își completează datele, îndeplinesc cerințele. Sigur că există o șansă din două ca să primești invitația la finanțare, dar cel care a primit invitația la finanțare
are asigurată finanțarea, de aceea este apel necompetitiv, primește invitație să depună, mă rog, documentele necesare în sistemul MySmith și ai asigurat. Uite, mi-a scăpat asta cu apelul necompetitiv. Da. Că m-am uitat pe... Da, n-am reacționat. Deci, practic, competiția este în etapa de preselecție, cum ar veni, în această modalitate inovativă de a selecta. Deci, hai să o luăm de la început. Intri pe... Intri pe platformă, îți completezi datele. Acolo, funcție de datele pe care le completezi, pot să fii eligibil sau nu, că sunt niște condiții pe care trebuie să le îndeplinești. Toți cei care sunt eligibili trec de această primă etapă. După care se face această extragere. Se face această extragere și cei care sunt extrași vor primi un mesaj de invitație la depunerea proiectului propriu-zis în sistemul MySmith, având asigurată finanțare. E important de știut și datele calendaristice. Pe platformă se vor putea înscrie firmele până la 15 septembrie, urmând ca până la 30 noiembrie cei care au fost să fie anunțați, să-și facă documentația și să o depună în sistemul MySmith, iar imediat după aceea va urma procesul de evaluare. Haideți, spuneți ce înseamnă sistemul MySmith. Da, sistemul MySmith este sistemul informatic care, prin intermediul căruia se gestionează toate programele europene din România. Cei care au mai accesat o finanțare știu. Deci, practic, acolo se introduce cererea de finanțare cu documente ratașate. Trebuie să ai semnătură electronică ca să poți introduce. Deci sunt niște... Și tot acolo primești rezultate, acolo depui cereri de rambursare sau de plată, primești bani, deci totul se întâmplă prin acest sistem MySmith. Evident, relația noastră cu Comisia Europeană este digitală. Nu mai trimitem camioane cu hârtie la Bruxelles, în mod evident. Bun. Bănuiesc că dumneavoastră, nu știu dacă și ceilalți de la guvern fac la fel, dar mă rog. Oricum, pare că s-a mai micșorat un pic hărțogăraia, nu vorbesc chiar și digitală. Sigur că da. Și poate că merită să discutăm puțin despre procesul ăsta de digitalizare în câteva fraze, pentru că el are și o componentă publică și această componentă privată, pentru că digitalizarea este, aș spune, chiar cu două tăișuri. Dacă în sistemul public, în sistemul suprastructurii guvernamentale, să spunem așa, sau europene, digitalizarea aceasta nu se face într-un mod foarte coordonat, corelat, integrat, cu cap mai pe românește, s-ar putea să fie mai rău ca înainte. O hârtie poți să o iei de la biroul la care ai depus-o greșit și să o duci la altul. Dacă ai intrat într-un soft, ai depus toate informațiile acolo, ai mai uitat și parola și nu ești, softul respectiv nu este conectat cu un altul de la nivelul suprastructurii guvernamentale. Nu mai găsești nimic. Nu mai găsești nimic, nici nu mai poți pătrunde că îți și blochează accesul, deci poate fi o problemă. Din acest motiv, și digitalizarea pentru actorii publici este un proces foarte intens în această perioadă. Există o autoritate națională, se cheamă ADR-ul Național, Autoritatea pentru Digitalizarea României. Există și o strategie. Noi suntem într-un contact permanent cu atât cu Autoritatea pentru Digitalizare cât și cu Ministerul, pentru ca orice proces de digitalizare să fie corelat, integrat într-un ansamblu. Toate bazele astea de date, toate softurile trebuie să fie interconectate. Ori asta este o muncă imensă. De aceea și firmele private trebuie să gândească în aceeași cheie. Se poate întâmpla ca și într-o firmă mică să faci lucruri care nu sunt neapărat compatibile unele cu altele. Și de aceea am introdus și acest studiu de fezabilitate digitală. Am introdus și platforma asta care îți pune niște probleme. Și am cerut ca acel studiu de fezabilitate să fie făcut de niște oameni pricepuți, de niște specialiști. Și acei specialiști, există o bază de date cu ei? Bineînțeles, noi am mai făcut ceva în timp, pentru că încercăm să facem lucrurile cât se poate de coerent. Am dezvoltat un Digital Innovation Hub, se cheamă. Este o structură asociativă pe care, împreună cu parteneri din zona privată, cu universitățile, l-am dezvoltat în timp. Acest DIZ a obținut o finanțare europeană și acolo este cumva un one-stop shop, un loc comun în care se găsesc și soluții, firme, ofertanți de servicii de digitalizare. Acolo se vor găsi informații și se găsesc și informațiile despre digitalizare în general. Deci, practic,
se pot adresa beneficiarii, potențiale beneficiari, se pot adresa acestui DIC, Digital Innovation Hub Nord-Est sau DIS Nord-Est, l-am numit noi, care oferă asemenea informații. Desigur, sunt și firme private care pot să facă asta, care trebuie să îndeplinească la rândul lor niște condiții și atunci nu am cerut pur și simplu ceva ce nu eram sigur dacă există disponibil. Deci am pregătit întâi soluția și apoi încercăm să o oferim. Da, am intrat acum ca să și ilustrăm toată povestea. Și aici. Da, deci vedeți acolo, acelea sunt imagini de la lansarea Digital Innovation Zone care a avut loc la Iași. Sunt o mulțime de oameni foarte pricepuți în acest hub digital. Și acolo este echipa care coordonează hub-ul, inclusiv cu reprezentanții ai agenției noastre. Am zis că e bine să arătăm și... Dar mulțumesc, Bogdan. Să arătăm că există, nu numai că vorbim despre ele. Asta e cel mai important. Asta e important. Știți, este o vorbă. Practică ceea ce predici. Exact. Bun. Deci ne-am cam lămurit. Cine îi dorește se înscrie pe platformă, urmează un proces. Deci este un program necompetitiv. Necompetitiv din acest punct de vedere. Da, el este totuși competitiv. Este totuși competitiv, da. Că sunt mulți interesați. Exact. Și trebuie să mai spunem că potențialii beneficiari au la dispoziție unitatea de helpdesk de la noi. Ei pot adresa întrebări dacă au nelămuriri. Avem o echipă care răspunde la întrebări pe mail, la telefon. Sunt aceste caravane care vor merge prin fiecare oraș. Au fost deja în câteva. Au fost la Botoșani, cred că la Vaslui, la Bacău, urmează la Piatra Neamț și la Iași, la Suceava. Deci încercăm să aducem cât mai aproape de potențial beneficiari informația. Bun. Acum, suntem în acest program 21-27 plus 2 sau 3. Da. Dacă ar fi să tragem o linie pe programul trecut, cam care ar fi imaginea? Programul trecut... Care încă nu-i gata. Deci exercițiul 2014-2020 se va finaliza la sfârșitul acestui an. Există această regulă N plus 3, deci practic proiectele au putut fi implementate și încă sunt implementate până la sfârșitul anului 2023. Câteva comentarii despre acest program. Din păcate a început și el cu întârziere, practic. Foarte mare. Primii ani din exercițiu, respectiv 2014, 2015 și chiar 2016, nu s-a întâmplat mare lucru din diverse cauze. Apoi, pe parcursul lui, au apărut tot felul de perturbări. De exemplu, a crescut prețul la materiale de construcții datorită diverselor evenimente, ceea ce a perturbat foarte mult procesul de implementare, că acolo sunt niște bugete alocate. Asta a făcut ca, prin niște ordonanțe de guvern, să oferim posibilitatea beneficiarilor să-și mai ajusteze prețurile, ceea ce a dus la o birocrație în plus, că a trebuit calculat, din nou făcut acte acționale și așa mai departe. Apoi a apărut criza COVID, care, știți, a creat niște dificultăți. Nu mai spun, a apărut și această situație cu războiul de la graniță. Deci toți acești factori, plus, să spunem, un nivel nu suficient de dezvoltat al nostru ca beneficiari, potențial beneficiari, de a gestiona corect aceste proiecte, deci toate astea au dus la situația în care astăzi suntem cu un număr important de proiecte în plină implementare. Se vede asta și în Piatra Neamț și în alte orașe din regiune și firme private sunt în această situație. Este un proces extrem de intens pentru că suntem cumva pe ultima 100 de metri. Și el ar trebui teoretic terminat, adică nu teoretic, practic ar trebui terminat până la 30 decembrie. Da, aici o să fac câteva precizări. De altfel, la un moment dat am realizat și niște podcasturi în care am explicat mai în detaliu ce se întâmplă cu proiectele astea, pentru că sunt proiecte care sunt într-un grad mai avansat de realizare și vor putea fi terminate până la 31 decembrie, dar sunt și unele care nu vor putea fi terminate. Și atunci nu le lăsăm pur și simplu așa. Este o ordonanță care stabilește acest lucru și anume, vor fi proiecte finalizate, foarte bine. Acolo e clar. E clar și simplu. Vor fi proiecte care nu vor fi terminate la sfârșitul anului și ele se împart în mai multe categorii. Așa numitele proiecte nefinalizate,
care mai au puțin până la terminare. Să spunem că sunt la 85-90%. Exact. În cazul acelor proiecte, beneficiarii, publici sau privați, vor putea să și le termine după 31 decembrie 2020 pe cheltuiala lor, dar în cursul anului 2024. Deci până la sfârșitul anului 2024. Tocmai că sunt niște proiecte cu mai puțin de lucru la ele. Mai există și anumitele proiecte nefuncționale. Acele proiecte nefuncționale sunt proiecte care au mai mult de lucru pentru a fi finalizate, vor putea fi terminate tot pe cheltuiala beneficiarilor până la sfârșitul anului 2026, deci sunt proiecte de anvergură mai mare, și mai există proiecte etapizate, proiecte care vor putea fi finanțate într-o măsură și în exercițiul următor, adică se fac două etape. O etapă care a fost finanțată din exercițiul 2014-2020 și o etapă care va fi finanțată în exercițiul 2021-2027. Astea au niște particularități. În mod evident, acele proiecte trebuie să îndeplinească și condițiile noului program. De aceea nu asta toate... vreau să vă spun, că nu sunt acelea. Asta e un program în continuare a programului. Da. Nu este același program. Nu este același program. Și cu alte obiective. E adevărat, dar sunt situații în care un proiect, dacă vă dau un exemplu, eficiență energetică în clădiri publice, corect, spre exemplu, da. S-a finanțat și în exercițiul 2014-2020, se finanțează și logic în exercițiul 2021-2027. Un proiect care nu a fost finalizat în exercițiul curent poate trece în celălalt exercițiu cu niște condiții. Trebuie să fie foarte clar ce s-a făcut în exercițiul curent, ce anume este trecut în exercițiul următor și, în mod evident, dacă să spunem un municipiu reședință de județ care are alocată o sumă pentru acest tip de proiecte, ia din banii ăia din exercițiul 21-27 și îl termină pe cel care nu l-a terminat, pentru că de fapt scopul important este să avem proiectul pus în funcțiune. Trebuie să mai fac o precizare. Uniunea Europeană și în mod normal orice finanțator nu finanțează decât proiecte care se finalizează și au impact. Cu alte cuvinte, dacă vreun proiect din toate categoriile astea pe care le-am enumerat nu ajunge la final, nu-și produce efect, dai bani înapoi. Adică asta face ca noi, ca sistem și, bineînțeles, toți beneficiarii, să ne uităm cu foarte mare atenție. Spre exemplu, pentru proiectele astea etapizate de care am vorbit, am făcut o discuție cu fiecare beneficiar. Avem o listă foarte clară cu ce proiecte pot îndeplini și condițiile noului program și care pot intra în această categorie a proiectelor etapizate. Deci, sfârșitul de an va fi un moment important, dar tratat cu responsabilitate de noi și de Uniunea Europeană. Există niște limite acolo. Spre exemplu, în niciun caz nu am putea finanța din exercițiul 2021-2027 proiecte de acestea etapizate într-un procent mai mare de 15% din valoarea programului. Vestea bună pentru noi este că suntem cam pe la vreo 7% solicitări de etapizare. Și desigur, acolo unde sunt justificate. Deci, încercăm să facem procesul acesta de dezvoltare, cum am spus de mai multe ori, într-un mod coerent. Și aici, bineînțeles, că avem nevoie de o relație foarte solidă cu beneficiarii, cu administrația publică, primăriile, consiliile județene, universitățile, firmele private, instituțiile naționale, care și ele au proiecte în regiunea noastră. Bun. Ce e la Piatra Neamț știm, că avem aceste culoare, aici e problema cea mai mare, la școli și culoare de mobilitate, din câte știu eu. Da. Că toate proiectele au început cam odată. Au fost întârziate foarte mult și au început cam odată. Hai să spunem că două proiecte se vor finaliza, din câte îmi dau seama, culoarul pe Leonida și culoarul pe Mihai Viteazu. Uh-huh. Ăsta la altul, nu știu, nu cred că se va finaliza. Da, este și pentru noi o mare preocupare, evident, ce se întâmplă în Piatra Neamț, bineînțeles că și în celălalt oraș, dar suntem și noi localizați aici. Piatra Neamț a avut în acest exercițiu numai puțin de 23 de proiecte semnate cu noi pentru finanțare. Cea mai mare îngrijorare și pentru noi este acest culoar Decebal Traian. Vedeți că se lucrează și la pod. A intervenit peste proiectul nostru și un proiect... Cel cu apa. Cel cu apa, care a creat o problemă în plus. Bun, acum vă fac o paranteză. Cum a putut să intervină un proiect în plus? Adică în momentul în care noi am avut proiectul semnat și tot, nimeni nu și-a dat seama că
acolo, cei de la APA Serv au dat aviz negativ pe proiect dacă nu se schimbă conducta. Că aici este asta duce, a creat o bulversare totală. Și așa proiectul era întârziat când l-a preluat actuala administrație. Da. Ei au încercat să-i dea drumul. Aici e o problemă. Cine se ocupă de chestia asta? În mod categoric, cea mai mare responsabilitate o are beneficiarul. În cazul de față, Primăria Municipiului Piatra Neamț. Primăria Municipiului Piatra Neamț trebuie să analizeze cu foarte mare atenție și profesionalism fiecare detaliu. Pentru că poate că oamenii se întreabă, domnule, dar voi de la ADR nu vă uitați pe fiecare detaliu? Sunt lucrurile foarte clar împărțite. Noi suntem finanțatorul, semnăm un contract de finanțare, acolo sunt niște condiții de îndeplinit, ne uităm la niște etape de parcurs, dar nu noi implementăm efectiv proiectul. Sigur, știu toată discuția cu acel aviz condiționat, da, dat la un moment dat. Aș spune că mai întâi este nevoie de o colaborare între APA Serv și Primărie, realistă și, da, sănătoasă. Până la urmă, interesul nostru ca cetățeni este ca aceste instituții să lucreze foarte bine împreună. Apoi, în decursul timpului, din păcate, am avut tot felul de situații în care ne-am trezit că lucruri relativ banale nu erau observate și a trebuit să fim noi un pic mai incisivi. Până la urmă, vestea bună este că poate s-a reușit în al 12-lea ceas o corelare între nevoia de a schimba acele conducte de apă și o... Era clar nevoie, se vede și sigur acum. Sigur că da. Sigur se vede că și da. Acum dacă te duci. Și iarăși nu înțeleg și lucrul ăsta. Ai lucrarea făcută pe un tronson întreg, nu opri ei, pentru că, mă rog, trebuie să fie toată lucrarea gata, dar tu suporți pagube și nici ceilalți nu pot face lucrarea pentru că curge apă tot timpul acolo. Sigur, deci asta era o nevoie foarte reală. Acum, aș face o scurtă paranteză. Tot am spus deseori că o problemă majoră a noastră nu este lipsa de bani, ci este slaba capacitate administrativă de a planifica, programa și face lucrurile cu cap. Și trebuie să investim acolo. Eu am și discutat cu domnul primar în mai multe rânduri. Acest proces de a avea oameni pregătiți, de a avea structuri bine ancorate unele în realitatea și o bună relație între ele, este absolut necesar. Ei, revenind la situația din Piatra Neamț, deci, pe de o parte, totuși proiectul și acesta pe Traian Decebal înaintează relativ bine. Sperăm că va ajunge la final. Există și această posibilitate să se etapizeze, adică o parte din el ce ține de finanțarea noastră să fie trecut în exercițiul următor. De altfel, Primăria Piatra Neamț l-a și pus pe lista de proiecte posibil de etapizat. Și dacă, na, să sperăm că își face treaba toată lumea bine, pentru că mai intervine un actor trebuie important. Trebuie să ajungi la un anumit nivel totuși. E absolut, dar mai intervine și constructorul sau firmele care au câștigat licitația. Până la urmă, sigur, și Primăria Piatra Neamț are o zonă de responsabilitate. După ce a încheiat un contract de execuție cu niște firme care și-au asumat acolo, păi nu e, cred că e treaba primarului să se ducă în fiecare zi să tragă de fiecare muncitor pe stradă să-și facă treaba. Cel care a semnat are răspunderea să-și facă treaba în termenul asumat și de calitate, pentru că, sigur, există mecanisme să verifice cum. Deci, practic, e un lanț și tot lanțul ăsta trebuie să funcționeze. Eu sper că va funcționa și vom avea la sfârșitul anului sau cel mai târziu începutul anului viitor toate cele trei rute bine făcute. Pe de altă parte, dacă vedeți, este o investiție care nu s-a făcut de mulți ani. Absolut, fără discuție. S-au refăcut toate podurile, s-au refăcut toate căile de acces, s-au făcut piste de biciclete, trotuare. Până la urmă, sigur că este și un deranj și eu am auzit multă lume nemulțumită de deranjul din oraș, dar și când îți vărăiești bucătăria este un deranj acasă. Când faci asemenea lucrări de asemenea Bun, problema este următoarea și asta nu vrea să înțeleagă marea majoritate a lumii. Dom'le, toate aceste proiecte au fost semnate la un moment dat, ele n-au fost urmărite, s-a lăsat până când s-a schimbat toată treaba, când le-au preluat cei de acum și-au dat seama că trebuie să le termine pe toate până la sfârșitul acestui an, le-au început, e și un risc asumat mare, sigur, risc asumat mare,
poate trebuia purtat o discuție mai amplă la vremea aceea. Trebuie să fac o precizare aici. Noi am avut numeroase întâlniri cu beneficiarul respectiv, municipiul, primăria municipiului Piatra Neamț, în decursul timpului. Cum am spus, de exemplu, după ce s-au semnat contractele de finanțare, aveau niște obligații. Să scoată la licitație și să facă proiectele tehnice. Apoi, după ce s-au recepționat proiectele tehnice, să facă licitații pentru execuție. Etapele astea sunt niște etape complicate. Au făcut licitații pentru proiectele tehnice, ce să vezi? Niște proiectanți nu și-au făcut treaba, ori au fost contestații la procedura de licitație, s-a lungit foarte mult până a dat un aviz Consiliul de CNSC-ul, de soluționarea contestațiilor. Da. Nu știu, cred că s-a ajuns și prin instanță. Astea sunt niște fapte reale. Eu nu spun că a stat pur și simplu cineva cu mâna în buzunar și n-a făcut nimic. Nu. Însă e nevoie de mai mult de atât. Trebuie să fii extrem de incisiv și de activ. Să fii un pic chiar agresiv, exact, în sensul bun. În fiecare zi și, din păcate, s-a pierdut un timp îndelungat. Că, dacă vă amintiți, că s-au făcut publice momentele în care am semnat contractele de finanțare, am astea scris au trecut și noi, niște ani. Am scris și noi. Adică, exact. Și când a apărut primul proiect, am spus atunci, atenție la avizul de la APASERV, puneți-vă la aceeași masă și discutați. N-a băgat nimeni în seamă lucrul ăsta. Ba mai mult decât atâta, eram considerați cărcotași. S-a dovedit că am avut dreptate. Sigur. Da, mă rog. Ca să nu lăsăm să spunem că am vorbit numai de primărie, avem niște proiecte care sunt pe o zonă la care noi tot insistăm, zona sănătății spitalului. Nu vorbesc de proiectul nou, că ăla n-are nicio legătură, care au fost semnate cu dumneavoastră și care au fost, s-a renunțat la ele. Da. Și acolo avem, sigur, avem niște situații reale, iarăși complicate. Spre exemplu, la un moment dat era spre semnare un proiect pentru modernizarea UPU. Da, vai de mine, deci ce probleme acolo. Și întrucât era, se aștepta construcția noului spital, dacă vă amintiți, a fost pus într-un act normativ că se va face un nou spital, a apărut într-un mod, aș spune, firesc. Întrebarea, bun, noi ce facem? Mai modernizăm UPU actual sau nu mai facem asta pentru că se va construi un nou spital? Din păcate, lucrurile au trenat, nu s-a făcut nici nou spital și nici modernizare. Din păcate, nu mai spun că toate anunțurile la UPU erau complicate. O să vă transmit o situație să vedeți cum se adunau milioanele și de altă cifră pe anunțul oficial. Da, sunt și situații de acest gen. Ce pot eu spune este că experții noștri sunt foarte atenți și poate că un lucru care nu se vede neapărat, că nu e normal să se vadă, dar sunt destul de multe sancțiuni pe care le primesc, corecții financiare în limbajul nostru de specialitate sau rezilieri de contracte atunci când apar asemenea erori. Uite, mai vreau să vă întreb ceva. Există undeva vreo reglementare, deși teoretic n-ar trebui să existe, dar practic ar fi bine pentru cei care fac proiecte din astea mamut, cum au fost și coridoarele de mobilitate. Dom'le, faci un proiect, dacă pe parcurs tu te angajezi cu 2%, parcă era contribuția proprie. Contribuția beneficiarului. Parcă 2%, da? Bun, știe toată lumea că nu o să fie 2%. Mai crește, da. Mai crește. Dar dacă tu ai depășit 50% din contribuția asta a beneficiarului, te uiți și întrebi de ce și dacă găsești niște vinovați. Sigur. Să te îndrepți împotriva. Adică eu înțeleg că am avut un proiectant care n-a văzut că existau stâlpi pe parcursul ăla și nu i-au băgat în seamă, că nu a luat în calcul în primă fază să pună trotuare. Uh-huh. Adică eu pot să înțeleg, dar atunci eu nu mă îndrept împotriva lui totuși să-l întreb de sănătate? Sigur că da. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este următorul. Bineînțeles că este foarte clar prevăzut cât și cum pot crește niște valori, niște prețuri și așa mai departe. Adică nu poți să te duci. Pot apărea situații neprevăzute. Bun. Procentul de neprevăzut este clar prevăzut de lege. Trebuie să te încadrezi în acel procent. Situația de care vorbim noi acum poate fi datorată unor factori obiectivi, cum am spus, creșterea prețului la materiale asta de construcții. Asta e altceva. A intervenit statul, a dat niște acte normative. Asta e reglema. Cuantificabil. Exact. Însă, mai e un aspect. Există lege,
conform căreia proiectanții trebuie să răspundă. Și este o problemă destul de spinoasă în toate sau în multe dintre proiectele cu care ne confruntăm, și anume calitatea proiectării și, în general, calitatea asistenței tehnice, dacă folosim un termen mai general. Pornind de la proiectare până la dirigenția de șantier, exact. Unde tu semnezi sau nu semnezi, sigur, controlezi sau nu controlezi. Din păcate, încă nu a intrat în cultura noastră să punem în aplicare acele reglementări legale. Dacă proiectantul nu-și face treaba sau a comis greșeli, trebuie să răspundă. Sigur că suntem într-o situație delicată, pentru că nu avem proiect. Nu avem, și cei pe care avem trebuie să avem grijă de ei, că și așa nu o să putem face nimic. Și atunci este un proces, să spunem, în curs. Însă va veni momentul în care fiecare răspunde în sensul cel mai propriu pentru ce face. Am văzut și o situație în care, dacă puteți imagina, o școală uita să se pună plafonul între etaje. Și asta ce face? Are o consecință asupra muncii noastre, pentru că colegii mei trebuie să se uite cu atenție. Noi nu putem, deși nu ar trebui să fie treaba noastră, n-ar fi trebui să fie treaba noastră să ne uităm pe proiectul tehnic al unei cereri de finanțare. Pentru că există un lanț întreg stabilit de lege. Dar nu putem să nu ne uităm, pentru că după aceea răspunde, păi, da, cum ați finanțat așa ceva? Și verificăm proiectele tehnice. Avem o echipă întreagă de specialiști care verifică proiectele tehnice. Ceea ce nu e în regulă. Dar eu sper că în timp, din toate aceste probleme, cu toți am învățat. Și pe de o parte trebuie să creștem numărul oamenilor implicați, proiectanți, dirigenți de șantier și așa mai departe, pe de altă parte trebuie să crească în mod categoric responsabilitatea. Și un lucru pe care îl urmărim în exercițiul 2021-2027 este să transferăm cât mai mult din această responsabilitate către beneficiari. A trebuit, pentru că te uiți, noi urmărim proiectele și vezi, domne, ai 2%, ai ajuns la 60%. Stai un pic, este o problemă. Sigur. Este o problemă. Poate fi problema în două puncte. Poate fi problema și când ai estimat. Exact. Ai făcut-o greșit. Exact. Și în momentul în care faci documentația de achiziție. Că și acolo poți să greșești. Și acolo e o problemă. Sigur. Sau, mă rog. Da, asta e. Mă bucur că am purtat această discuție, pentru că am lămurit niște lucruri. Să revenim la chestia cu digitalizarea. Deci, oameni buni, aveți această posibilitate. Eu vorbesc aici pentru firmele private, că aia la alții să descurcă ei singuri. Sigur, poate că dacă mai îngăduiți, da, foarte avem. Scurt. Pe de o parte, acest apel pentru digitalizare nu trebuie ratat, pentru că e o șansă, e în timp util, oferă o oportunitate foarte bună. Pe de altă parte, vor mai fi și alte, spuneam la început că avem peste 400 de milioane de euro dedicați mediului privat în general. Vor mai fi apeluri și de altă natură pentru IMM-uri, pentru achiziția de echipamente, utilaje, linii tehnologice. Acolo lucrurile vor fi un pic diferite. Vom folosi instrumente financiare, practic vom lucra cu niște bănci, va fi o combinație între grant și credit. Deci, eu i-aș invita pe beneficiarii privați, potențiale beneficiari privați, să urmărească. Noi transmitem pe paginile noastre media, pe site, prin intermediul presei cu care colaborăm, informații în fiecare zi. Deci, ce vreau să spun este că nu e suficient să venim noi și să oferim. Da, este important ca și partea cealaltă să fie activă și să valorifice. Este absolut normal. Cine dorește să informează. Da, sper să vedem primii pași făcuți. Eu chiar sunt curios, după ce are loc această selecție, să eventual să ne vedem, să vedem cam care e zona spre care s-a orientat lumea, din ce zone au venit, unde se gândește lumea să facă digitalizare în regiune, pentru că este interesant ca proces. Mulțumesc pentru participare. Și eu mulțumesc. Baftă la digitalizare, ca să zic așa, și pentru dumneavoastră și pentru noi, și să ne vedem cu bine. Mulțumesc, la revedere. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, să ne vedem cu bine la următoarele emisiuni.